și domnilor, bine v-am găsit la Juridica. Eu sunt Ionela Ștefan, iar în această seară o am alături de mine pe doamna lector universitar doctor, Alexandra Mărgărit Enescu, care ne va spune despre legea 544 pe 2001, care... privind liberul acces la informațiile de interes public. Exact. Dumneavoastră aveți și un blog care se bazează pe această lege. Da, am pornit blogul dintr-o pasiune mai veche, și anume cetățenitul, cum îmi place mie să-i spun. Cred că este foarte important să fim implicați noi, în calitatea noastră de cetățeni, în bunul mers al lucrurilor în societate. Și cred că este important să ne organizăm în comunitățile în care trăim. Cred că este foarte important să luăm parte în decizia administrativă, atât cât putem, și să cunoaștem legile care ne guvernează pentru a nu putea fi păcăliți, pentru a ști unde stăm. Și să înțeleg că acest blog a fost făcut în primul rând pentru cetățeni. Exact. Ca ei să afle că au dreptul la cunoașterea legilor. Exact. Povestea blogului a început acum 4 ani, se fac aproape 5. Când, Doamne ajută, mulțumesc, când construcția unui supermarket a făcut în așa fel încât 45 de locatari dintr-o zonă a sectorului 2 au rămas fără locuri de parcare. Supermarketul respectiv, construindu-se inclusiv pe suprafața pe care administrația domeniului public a sectorului 2 amenajase locurile de parcare și pe care existau niște contracte în derulare pe care cetățenii le plătiseră odată cu impozitul local până la finalul anului. Construcția supermarketului a făcut în așa fel încât acele locuri au fost distruse aproape peste noapte, fără ca locatarii să fie informați, fără să putem să facem ceva în legătură cu asta, fără să ni se ofere o alternativă. Drept pentru care cetățeanul din mine s-a informat, s-a documentat, a cerut informații de la autoritățile publice, le-a obținut. Și demersurile ulterioare în comunitatea locală, implicarea comunității din care fac parte, membrii asociației de proprietari, oamenii din blocurile din zonă, toți la oaltă, am reușit cu presiune pe autoritate să obținem în alt loc locuri de parcare așa cum ar fi trebuit de la bun început. Deci blogul este o inițiativă cetățenească, pentru cetățeni s-a transformat ulterior într-o activitate jurnalistică, dar cu limite. Am înțeles. Și știu că a fost actualizată legea. Da, blogul, de ce spun că am obținut informațiile despre care tu vorbeai și pe care noi le-am solicitat? Am cerut anumite informații în baza legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public. Asta înseamnă că ne-am dorit să cunoaștem lucruri. Spre exemplu, copie de pe autorizația de construcție pe care a primit-o de la primăria sectorului 2 supermarketul pentru a construi. Copie de pe avizele obținute de la primăria sectorului 2 pentru a construi pe domeniul public. Dar astea nu se găseau și pe site-ul primăriei, propriu-zis? Nu este obligată instituția publică, nu este obligată să pună pe site documente care implică terți. Adică autorizațiile de construcție, spre exemplu, sunt publice și trebuie să fie acolo. Dar avizele, cererile, orice alte documente care presupun o corespondență privată între o societate comercială, un individ, un cetățean și instituția propriu-zisă, ele nu se supun nici liberului acces la informații de interes public și nici nu pot fi puse pe site, dar avizele obținute în urma cererii și așa mai departe le pot fi solicitate. Dar primăria, instituțiile publice nu sunt obligate să le pună pe site. Autorizațiile de construcție însă da. Și cum a fost schimbată legea în urma actualizării? A fost schimbată în bine. Legea 544 pe 2001 este o lege care este, practic, are normele metodologice aprobate printr-o hotărâre de guvern. Legea este din 2001.
are 16 ani. Hotărârea de guvern 123 pe 2002, care aprobă normele de punere în aplicare a legii, este și ea foarte veche, are 15 ani. Anul trecut a existat o propunere de modificare a legii 544. Practic, ce s-a întâmplat? Au fost modificate și completate normele. Deci, practic, nu legea în sine a fost ea modificată, ci normele de aplicare, adică HG 123 pe 2002, au fost modificate prin HG 478, cred, din 2016, este publicată în Monitorul Oficial și modifică în bine. De ce? Pentru că noul HG lămurește foarte bine o chestiune vis-a-vis de termenele de comunicare a informațiilor. Înainte nu era foarte specific dacă instituțiile publice erau obligate să transmită răspunsul în 10 zile lucrătoare sau în 10 zile calendaristice. Acum nu mai există acest dubiu, pentru că noul HG spune clar că este vorba despre 10 zile. Da? Asta înseamnă că sunt 10 zile de calendar, nu 10 zile lucrătoare. De asemenea, un lucru excepțional din punctul meu de vedere pentru cetățean este că se specifică foarte clar că odată cererea formulată în baza legii 544 transmisă către instituție a fost primită de instituția respectivă, cetățeanul trebuie automat să primească un număr de înregistrare. Ceea ce înseamnă că cetățeanul nu mai e neștiutor. El trimite o cerere, cererea ajunge în instituție, este înregistrată și cetățeanul primește numărul lui de înregistrare, astfel încât el știe că după 10 zile, sau după 15, sau după 6, după 7, fiecare, la urmă urmei poți da un telefon să întrebi și ți se spune că mai sunt 3 zile de răspuns. Dar cetățeanul știe să se intereseze de cererea lui. Sună într-o instituție publică și spune: vreau să știu și eu cererea numărul X, ce este cu ea, este în lucru, îmi răspundeți, nu-mi răspundeți. Asta este o noutate și de asemenea noutate este faptul că HG-ul nou de modificare a legii specifică foarte clar că dacă cetățeanul transmite o cerere pe mail, instituția este obligată să-i răspundă pe mail. Și iarăși e foarte... Până acum nu erau specificate aceste lucruri și din punctul meu de vedere orice lege care nu spune foarte clar da sau nu este interpretabilă. Da. Și atunci, pentru a nu mai permite această ușiță de interpretabilitate, HG-ul de modificare a legii vine și specifică lucruri foarte clar și e important, chiar și e important. Totuși, după ce a fost actualizată, există anumite articole, litere, puncte care pot reprezenta o ușiță? O portiță de ieșire pentru autorități. Da. Legea în sine e veche. Vedeți, eu am o problemă cu faptul că un act normativ din 2001 nu mai are cum să fie de actualitate, chiar dacă este ușor modificat. Normele spun cum se aplică. Adică, în ce termen trebuie să răspundă instituția publică. Adică, trimiți o cerere, ea trebuie soluționată în maxim 10 zile. Dacă nu este de resortul tău ca instituție publică, ești obligat să o redirecționezi în maxim 5 zile lucrătoare către o altă instituție care are competențe de rezolvare. Dacă, spre exemplu, trebuie să-ți cauți informațiile în arhivă sau ai nevoie de mai mult timp să le elaborezi, ai un maxim de 30 de zile de a răspunde la această cerere, dar trebuie să înștiințezi cetățeanul că ai nevoie de 30 de zile în 10 zile. De asemenea, sunt chichițe. Cum trebuie să fie făcută cererea? Cum se face o reclamație administrativă în cazul în care nu primești răspuns? Și asta spun normele, HG-ul, practic, de care vorbim că a actualizat legea. Legea în sine însă, prevederile legii sunt vechi în ideea în care trebuie mult mai clar specificat, spre exemplu, care sunt informațiile la care cetățeanul are acces, care este modul în care instituția trebuie să răspundă, pentru că pare ușor așa, pare ca și cum legea este un instrument doar pentru cetățean. Dar deși poate o să vă mire, e important însă să protejăm și instituțiile publice de abuzuri. Fiindcă sunt foarte mulți cetățeni care din diverse motive trimit cerere peste cerere peste cerere pur și simplu de dragul de a necăji. Da, cererea respectivă se soluționează? Da, este obligatoriu.
Legea 544 este singurul act normativ care prevede interacțiunea dintre cetățean și instituție și care permite ca cetățeanul să dea instituția care nu-i răspunde în judecat, în contencios administrativ. Și atunci majoritatea instituțiilor ce fac? Dau un răspuns. Că e cel bun, că nu e cel bun, că au mai uitat să răspundă la un punct, că e ușor interpretabil, dau un răspuns. Pe de altă parte, revin însă, cred că este important ca legea să fie ea însă și amendată și mai cred că este important să protejăm totuși instituțiile publice, pentru că nu e ușor pentru unul, doi angajați care lucrează în compartimentele de informare publică să răspundă unor cetățeni câteodată rău intenționați. Sau, dincolo de reaua intenție, sunt o grămadă de situații în care se face documentare și informare pe umerii angajaților din instituțiile publice din compartimentele de informare, adică sunt doctoranzi, sunt diverse instituții de cercetare, sunt diverse organizații neguvernamentale care au nevoie de informații, care fac un anumit tip de documentare, care analizează niște lucruri, bugete diverse, și în loc să facă ei această muncă de cercetare, în baza unei simple cereri pe 544, solicită informațiile instituția publică care le deține și iată cum 2-3 oameni dintr-un compartiment de informare publică, dintr-o instituție publică, lucrează pentru o altă instituție. Nu. Legea, eu cred că ea trebuie amendată în acest moment. Și pentru cetățean, dar și pentru instituțiile publice. Asta am vrut să vă întreb. Nu există niciun amendament, niciun paragraf care să spună că atâta timp cât tu ești cercetător și totuși ai acces la informații, nu trebuie neapărat să ieși la primărie să faci o cerere ca orice cetățean de rând. Da. Ar trebui. Ar trebui, nu există. Din păcate nici nu știu să există o inițiativă legislativă în acest sens, în acest moment, dar poate ne urmărește cineva și va exista. Sigur că nu poți dovedi intenția cuiva în momentul în care cere anumite informații. Pe de altă parte, cred că trebuie să fim un pic mai vigilenți cu privire la cantitatea informațiilor care pot fi solicitate. Spre exemplu, legea prevede acum ca toate instituțiile publice să aibă pe site-urile proprii informații. Bugetele, spre exemplu, sunt în format deschis publicate pe site-urile instituțiilor. Numele funcționarilor, declarațiile de avere, declarațiile de interese, achizițiile publice, contractele semnate de instituție. Cred că ar trebui, încă o dată, avut puțin grijă la cantitatea de informații de interes public care poate fi solicitată și termenele de soluționare. Adică poate că, uite, fiecare dintre noi are dreptul să ceară. Până la urmă, munca de cercetare presupune și transmiterea unei cereri. Nu e o problemă. Dar lasă-mi termen mai lung. Pentru că eu, instituție publică, nu pot să lucrez pentru o singură persoană și să fac disponibile pe site, în format deschis sau în format PDF, sau să scanez sute de pagini. Dar totodată, unul dintre primarii Bucureștiului, ca să spun așa, viceprimar, de fapt, a solicitat în mod public ca toate documentele să fie la vedere pe site, exact cum ai și dumneavoastră. Sigur. Și totuși nu s-a văzut nimic. Este un lucru bun că există. Din păcate, problema cu aceste documente care sunt puse pe site, și este o situație pe care am întâmpinat-o chiar eu într-una dintre cererile pe care le-am făcut pentru blogul www.cetățean2.com. Poate nu cred că e reclamă. Și... da. Nu, am cerut să mi se comunice, spre exemplu, un studiu de fezabilitate care a fost făcut la nivelul primăriei sectorului 2 pentru achiziționarea unui nou prestator de servicii de salubrizare. Acest studiu de fezabilitate a costat enorm, undeva în jurul a 10.000 de euro. 10.000 de euro plătiți din bani publici. Studiul de fezabilitate conținea anexe, multe pagini, în care practic o companie a început să analizeze oportunitatea externalizării serviciului de salubrizare.
Și se spune acolo, e nevoie să creștem taxa de salubrizare, e nevoie să plătim atât către un presator de servicii, e nevoie să fie atâția metri cubi de antiderapant cumpărat și așa mai departe, diverse detalii. Documentul publicat pe site-ul primăriei sectorului 2 însă, acest studiu de fezabilitate făcut din bani publici, era incomplet. Detalii importante pentru cetățean, detalii importante pentru cei care ar fi vrut ulterior lecturării acestui studiu de fezabilitate să se înscrie într-o competiție firească pentru a participa la licitație în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, ar fi trebuit să aibă acces la aceste date. Aceste date erau șterse. Erau puse post-it-uri peste informații, astfel încât, din punctul meu de vedere, informații importante de tipul valoarea prezumată a viitorului contract, valoarea viitoarei taxe de salubrizare care va fi impusă cetățenilor, era ștearsă. În ciuda faptului, vă rog să-mi permiteți să fac această mențiune, toți candidații la primăria sectorului 2, la alegerile locale trecute, au promis că nu va exista taxă de salubrizare pentru cetățean, că ea va fi eliminată. Și iată, facem un studiu de fezabilitate care prevede taxa de salubrizare. Eu am obținut documentul din partea unor consilieri locali ai opoziției. Taxa va fi crescută, dar tu pui un document pe site și taxa de salubrizare o pui cu post-it să nu se vadă. Deci iată că există abuzuri. Din punctul meu de vedere, nu e ok nici așa. De aceea, practic, există cetățeni ca mine care, în ciuda faptului că documentul există pe site, îl cer. E o inițiativă, până la urmă. Este civică, cetățenească. Bine, da, înțeleg. Cam așa e. Deci, legea, din punctul meu de vedere, suportă, ca să revenim, amendare. Și e necesară. Adică nu poți, practic, să te ghidezi după o lege care are 16 ani vechime. Deci, teoretic, legea are nevoie de schimbări. Are nevoie dar de schimbări. Are nevoie de schimbări și trăim într-o societate total diferită de cum era acum 16 ani. Democratică. Zicem, așa, speră. Și, nu știu, nu v-a încurcat, nu v-a încurcat absolut nimic din lege? Prin inițiativele pe care le-ați avut? N-am simțit niciodată că legea nu mi oferă mie ceva, ci doar că sunt constrânsă de anumite articole din lege care, spre exemplu, spun că dacă se organizează la nivelul sectorului un concert din bani publici și eu vreau să știu care este suma alocată unuia dintre artiști, această sumă nu va fi comunicată pentru că ea contravine regulilor de piață liberă și cumva dacă eu voi afla că X a primit Y sumă pentru a concerta, asta înseamnă că stricăm piața celorlalți. Deci este un articol, nu știu dacă articolul 10-12 din lege, care vorbește despre faptul că dacă ceva inoportunează libera piață, informația nu poate fi comunicată. Iată, asta m-am împiedicat. Am vrut la un moment dat să aflu pentru blog, sunt nenumărate concerte și evenimente care se organizează în comunitatea sectorului 2, plătite la urma urmei din banii noștri, ai tuturor, și nu poți afla decât suma per total. Adică poți afla că pentru un eveniment a fost cheltuit, nu știu, 100.000 de euro. Dar dacă vrei să afli ce bani a primit Andra sau ce bani a primit Ștefan Bănică sau Smiley sau onorariul lui, nu ți va fi comunicat. Este cumva protejat. Și din punctul meu de vedere, asta este o greșeală și este, până la urmă, fiecare dintre noi își asumă lucrurile astea și dacă tariful lui Smiley este cu tare, ar trebui să știm. De fapt, abuzul eu îl știu. Problema este aici că acești artiști, și nu, am dat un nume absolut la întâmplare, artiștii primesc mult mai mulți bani de la instituțiile publice decât ar primi în mod normal la un concert. Instituțiile publice au bugete de dat. Dar în cazul în care o firmă privată vrea să facă un eveniment într-un sector al Bucureștiului, iar un cetățean solicită să știe cât, ce sumă s-a investit, primește soluționare? Da,
dar numai pe suma totală. Adică, la noi, spre exemplu, în sectorul 2, se organizează o grămadă de evenimente în Parcul Național. Eu am solicitat în nenumărate ocazii suma alocată, cheltuită. Suma o primești ca cetățean dacă o ceri, doar dacă este organizat de, dacă este, evenimentul este organizat de instituția publică și instituția publică are atribuții în organizarea evenimentului. Dacă firma este privată, tu nu e treaba ta să știi câți bani a cheltuit firma cu organizarea evenimentului, însă e treaba ta ca cetățean să afli câți bani a dat firma către autoritatea locală pentru a putea folosi domeniul public. Pentru că orice eveniment, inclusiv cele organizate de firme private, de terți, de organizații, de nu contează, ca să fie organizate pe domeniul public, ele sunt obligate să plătească o taxă către primăria de sector, către administrația locală, se plătește prin direcția taxe și impozite locale, pentru ocuparea domeniului public. Taxele variază în funcție de eveniment, în funcție de cât din spațiu a fost ocupat, de cât de bine se cunoaște fiecare cu fiecare și așa mai departe. Eu, spre exemplu, în momentul ăsta am un proces cu primăria sectorului 2, cu direcție, cu administrația domeniului public și primăria sectorului 2, pe o cerere pe 544 la care nu mi-au răspuns, este plângerea administrativă, este formulată în baza legii contenciosului administrativ, este pe rolul tribunalului, la secția a doua de contencios administrativ fiscal. Mie nu mi-au comunicat câți bani a încasat domeniul public de la o firmă care a organizat un eveniment. Dar de la instanță ați avut vreun răspuns da. Până acum? Da, da. Pe o speță asemănătoare au fost obligați să comunice. Și practic ce se întâmplă este că se comunică instanței, sunt obligați să comunice informații. Comunică instanței, instanța îți comunică ție răspunsul și este decizia ta dacă vrei să mai continui sau nu. Dar după ce practic eu comunică răspunsul instanței și după ce instanța îți comunică ție răspunsul, n-are sens să mergi mai departe, să-ți faci un răspuns la întâmpinare ca să mai ceri doar, adică e... Practic, cererea ta în instanță rămâne fără obiect. În momentul în care ai primit informația chiar și prin intermediul instanței, plângerea ta în instanță rămâne fără obiect. Revin la subiectul de mai devreme legat de petrecerile private în locuri publice. Da. Că mi-am amintit că mi-ați spus la un moment dat că organizați unul. Da, 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 mi-am propus ziua mea. Când voi împlini 40 de ani, vreau să închiriez. Deci toată România e invitată Parcul la... Parcul Național, vă rog, tot sectorul 2. Am primit un răspuns de la primărie în care îmi spuneau că un eveniment care a fost organizat, un eveniment de interes public, firește, adică un festival, unde s-au mâncat ceaune și s-au pregătit mici și au cântat muzică populară, pentru ocuparea domeniului public, adică întregul Parc Național, toată zona de intrare în Parcul Național cu ieșire spre lac până în partea cealaltă, în Bulevardul Basarabia, taxa de ocupare a domeniului public plătită de firma respectivă a fost 1000 de lei. Doar 1000 de lei. 3 zile de eveniment, Parcul Național. Cred că telespectatorii dumneavoastră înțeleg ce spun eu acum. Da, și atunci, decât da. Să te duci la restaurant cu prietenii și să cheltuiești mult mai mult, mai ales când faci onorabil da, la vârstă de 40 rentabil. De ani, sincer. Ieșim la Iarbă Verde, bem apă de la fântâna sfințită din parc pe care a făcut-o fostul primar acolo și 1000 de lei, eu zic că tot sectorul 2 va fi de interes public, promit. Cânt eu, deci va fi un concert memorabil. Și facem un grătar, o să fie expuse niște tablouri, cred că o să fie interesant. Ce tablouri? Găsim, aduci. Fiecare are acasă două tablouri pe care ar vrea să le facă le facem publice. Cadou. Sigur, nu cred că, nu, dar doar să fie expuse. Na, o să ne distrăm. Și revenind la blog. Sigur. Ce alte inițiative ați mai avut? Au fost momente interesante, spre exemplu, apropo de puterea civică. Îmi amintesc de o sesizare pe care am făcut-o la Primăria Municipiului București de această dată, în fața Consiliului Național al Audiovizualului, undeva în zona Palatului Parlamentului. Pe trotuar existau niște opritoare de parcare,
clasicele opritoare de parcare din metal pentru a nu fi ocupat un spațiu. Doar că erau instalate pe trotuar. Arătau oribil. Erau mari și portocalii. Pe un trotuar unde sunt instituții publice și care este situat una dintre arterele principale din București, în drum spre casa, fosta Casa Poporului, Palatul Parlamentului, inadmisibil. Încă o dată, în fața unei instituții publice unde există pază, unde dacă se dorește să se parcheze, sunt convinsă că paznicul de la Consiliul Național Audiovizual vine și spune: nu vă spărați, aici sunt patru locuri de parcare oprite pentru cei care lucrează aici. Am făcut această sesizare, am scris Primăriei Municipiului București și am avut bucuria și plăcuta surpriză ca acele opritoare de parcare să fie demontate, scoase de pe trotuar și acum avem un trotuar firesc și civilizat. Deci, iată, se poate. De asemenea, am făcut sesizări și prin intermediul blogului, dar și sesizări în scris legate de mașini abandonate pe raza sectorului 2 și am avut bucuria și plăcuta surpriză să văd că sesizările au fost luate în considerare și mașinile ridicate. Da. Sigur, urmată procedura cu notificări, cu... De asemenea, am sesizat pe blog situații în care casele au fost părăsite, anumite proprietăți pline cu mizerie, moloz, construcții abandonate. Instituția publică a sectorului 2, primăria sectorului 2 a luat toate măsurile pentru amendarea proprietarului și pentru curățarea locului. Se întâmplă lucruri, dacă vrei, e adevărat, greu. Se mișcă lucrurile extrem de greu. Trebuie să fii, trebuie să dai dovadă de o stăruință dincolo de puterea unui om normal. Și că ați spus că a fost greu. Care a fost cea mai grea inițiativă? Care a durat cel mai mult? Obținerea de locuri de parcare atunci când a fost desființată parcarea ADP. Atunci am ajuns de la sesizări și reclamații administrative până la sesizări făcute către Avocatul Poporului. Am fost și atunci la un pas de a da în judecată în contencios administrativ. A fost ok însă că am găsit deschidere, s-a discutat atunci la nivelul administrației domeniului public al sectorului 2 cu directorul de la acea vreme și s-a schimbat între timp și a fost bine, dar a fost dificil, a durat aproape un an de zile, dar s-a rezolvat. Dar ceilalți cetățeni au fost deschiși la inițiativă sau... sceptici? Nu, au fost deschiși la inițiativă. Singura mențiune pe care eu o am de fiecare dată în ceea ce privește inițiativa civică și cetățenitul este că în alte țări nu este așa. Noi nu ne cunoaștem drepturile. Revin la începutul discuției noastre. Atâta vreme cât cetățeanul nu cunoaște legile care guvernează țara în care el trăiește, nu are cum să-și dorească să se implice. Eu sunt convinsă că știți sintagma aia de genul: eu nu pot, nu știu, fac alții, nu este de competența mea, nu pot eu să rezolv asta. Pentru că nu ne cunoaștem drepturile. Din punctul meu de vedere, atât timp cât îți cunoști drepturile și cât cunoști un minim necesar despre legislația țării în care tu trăiești și îți cunoști astfel drepturile, poți face orice, depinde de noi. Noi mereu așteptăm să facă celălalt. Practic, ei au fost foarte deschiși la inițiativă, s-au bucurat enorm. Sigur, te susținem, ce bine, facem tot ce e nevoie, spune unde trebuie să semnăm. Eu singură însă am mai alergat. Adică unul trebuie să aibă această stăruință și pentru noi, ca cetățeni, a ajuns extrem de simplu. Avem tot timpul motivația asta, n-am timp. E cumplit, pe mine mă doare sufletul. Nu e ca și cum eu am timp. Dar dacă nici unul dintre noi nu se implică, nici lucrurile atunci nu vor merge. De ce ne mai bate în cap? De ce ne mai bate în cap? Exact. Plus că cel mai simplu este să spui autoritatea trebuie să facă. Este obligația autorității să facă. Doar că autoritățile locale și autoritățile centrale sunt entități. Entitățile astea nu sunt atot cunoscătoare, nu sunt Dumnezei în comunitățile lor. Cred și susțin și subliniez faptul că este important ca cetățeanul și autoritatea publică să fie prieteni. Cetățeanul trebuie să sesizeze, iar autoritatea publică trebuie să facă tot ce depinde de ea și este legal să rezolve. Și dacă nu o poate face, trebuie să explice cetățeanului de ce n-a făcut.
Atâta vreme cât există transparență, atât în actul decizional, cât și în zona de comunicare publică și nu ne ascundem, eu cred că lucrurile pot merge bine. Putem fi cu adevărat o democrație funcțională, nu cum cred că avem tendința să fim acum. Da, dar pentru înțelegerea între autorități și cetățeni trebuie ca și legile să fie în așa fel încât să facă pace. Da, nu cred că avem o legislație. Eu cred că, spre deosebire de alte țări, cred că avem o legislație. Eu cred că legile românești sunt foarte relaxate. Vă mărturisesc sincer, poate părea șocant, dar legile noastre sunt legi permisive. În statele europene, spre exemplu, libertatea fiecăruia este mult mai îngrădită decât este în România. Purtam o discuție de curând cu o prietenă care s-a întors din Marea Britanie și care îmi spunea că se simțea urmărită la fiecare pas acolo. Practic îmi spunea că nu putea face plăți directe, că nu exista o interfață între cetățean și alte instituții, adică nu exista un ghișeu unde să te duci, cum e la noi, să spui vreau să-mi instalați și mie cablu mâine. Cererile se făceau online, depuneai cererea, cineva lua legătura cu tine și trimitea în final, după 2 săptămâni, pe cineva să vină să spună cablu. Totul se debitează de pe card, la termen fix, la dată fixă, respecti legile foarte clar, totul este pe camere, n-ai voie să parchezi în locuri interzise, nu ai voie să intri, spre exemplu, cu animale în magazine. Deci legislația în România, din punctul meu de vedere, pentru cine a călătorit sau a trăit și în alte țări, nu poate fi comparată cu legislația. Noi încă avem o legislație foarte permisivă. Problema este că nu prea știm să o aplicăm, nici noi, nici instituțiile statului. Iar majoritatea nu o știu. Asta, exact, exact. Asta aș sublinia. Asta cred eu că este important, să cunoaștem legile țării în care trăim și să fim mai implicați, să cetățenim mai mult. Iarăși, cred că sunteți în asentimentul meu când spun că ne place curățenia, spre exemplu, din alte orașe. Da. Ne place ordinea din alte orașe. Ne place când plecăm din țară și vedem, uite ce frumos, ce curat, uite ce civilizat e la ei. Ne place. Dar noi nu știm ce obligații și ce drepturi avem. Dar nici la ei nu este o chestiune de bun simț. Ei au o legislație foarte fermă, foarte bine pusă la punct, cu amenzi usturătoare, se pârăsc, să zic așa, unii pe ceilalți. Acolo fiecare cetățean nu există. Dacă te vede că arunci pe jos sau dacă încalci o anumită lege, vine, te trage de mânecă, ți atrage atenția și dacă nu, în 30 de secunde ți-a trimis poliția locală pe cap. Noi nu facem asta, noi nu ne implicăm. Noi vedem cetățeanul din fața noastră că aruncă o coajă de banană pe jos și îl lăsăm să o facă. Eventual în capul nostru e ce ne simțit. Dar nu ne ducem după el. Una lângă el. Da? Și atunci de asta zic, ne place cum e la alții, noi nu aplicăm la noi. Mi-aduc aminte de o poveste și vă spun cu ocazia asta. Eram în Elveția cu câțiva prieteni, era iarnă, unul dintre prietenii noștri s-a dus la mașină, a dat drumul la motor în ideea de a încălzi un pic mașina până venea soția lui la mașină ca să fie mai cald în mașină, să fie mai bine. Și un individ vine la el, îi bate în geam și spune, nu te supăra, închide motorul. Păi nu, că am dat drumul să se încălzească în mașină, să fie bine, că vine soția. Și spune, nu, te rog să închizi motorul, pentru că motorul tău, cât stai să o aștepți pe soție, poluează. Și tu ești la mine în țară străin și îmi poluezi atmosfera în care eu trăiesc. Da, foarte frumos. Da. Și până la urmă opri motorul. Da, am oprit motorul, evident. Și și-a cerut și scuze. Pentru că până la urmă rațiunea a primat și nouă ne-ar plăcea același lucru. De ce trăim într-o societate poluată? Pentru că fiecare dintre noi are contribuție la asta. Oprim motoarele, mergem mai des cu bicicleta, cu trotineta, cu metrou. Bine, cu metrou nu cred că e un exemplu bun în contextul actual, dar... Se poate și mai bine. Da, da. În cazul în care autoritățile chiar ar aplica legea, adică ar da amenzi, ar face ce ar trebui să facă până la urmă, ce ar rezolva? Ne-ar educa. Ne-ar educa. Am fi mult mai educați. Ne-ar fi frică. Ne-ar fi frică. Și frica asta ne-ar educa. E simplu. Vă dau un exemplu. Eu acum arunc o hârtie pe jos. Un polițist local a văzut că eu am făcut asta. A venit la mine, mi-a spus ce articol din lege
am încălcat făcând asta, domeniul public, da, etc., mi-ar da amendă sau un avertisment, vă dau cuvântul meu de onoare că a doua oară când aș vrea să arunc pe jos, m-aș gândi că poate, uite, ia, e vreun polițist local, aș avea un pic de emoție, da, pentru că probabil aș fi foarte nesimțit, aș arunca și a doua oară pe jos. Și a doua oară când aș arunca pe jos, chiar m-ar vedea un polițist local, zice, îmi pare rău, mai aveți un avertisment, uite, zice aici în istoricul dumneavoastră, că acum, Dumnezeule, numai chipuri ce n-avem implantate, dar în rest toată lumea știe unde suntem, ce mâncăm, ce am băut, cu cine am fost, da? Acum vă dau amendă. Și după ce mi-aș lua 200 de lei amendă pentru că am aruncat o hârtie pe jos, a treia oară, garantat nu aș mai arunca. Deci dacă instituțiile statului chiar și-ar face treaba la nivel de amendă, eu cred că ar ajunge să ne fie frică și frica ne-ar motiva să fim educați. Dacă eu acum parchez într-un loc în care n-ar trebui să parchez, încurc circulația și un polițist, în sfârșit, ați mai văzut polițiști care să dea amenzi în trafic? Nu. Nu mai există. Dacă un polițist ar vedea că eu am încurcat circulația și ar veni și mi-ar pune amenda în parbriz, a doua oară când aș parca, la fel m-aș teme, aș lua o nouă amendă și până la urmă câte amenzi să iei? Câte zeci de milioane de lei vechi, mii de lei noi să dai pe amenzi doar pentru că ești tu prost și nesimțit? Nu. La un moment dat, de frică, ești educat. Eu nu cred, credeți că nemții sunt așa atât de civilizați, doar pentru că sunt ei civilizați, e o nație aparte. Da, cred că acolo autoritățile chiar știu legea, da. Adică... Nu că știu, știu și aplică legea, asta e problema, noi o știu. Autoritățile știu, știu foarte bine ce ar trebui să facă, dar că nu fac. Adică vreți să-mi spuneți că polițiștii locali, vorbim de polițiști locali. Eu vreau să cred că știu legea pe care ar trebui să o aplice, da. Chiar sunt curioasă, da. O să încerc. Ar trebui să facem... Vă sfătuiesc, cel puțin dragi cetățeni ai sectorului 2, când vă întâlniți cu un polițist local, să-l întrebați ceva din legislația pe care ar trebui să o stăpânească. Să vedem, facem un vox după aceea, punem pe blog. Da, nu, eu sper că știu legile, e important. Și nu, problema nu e că nu știu, problema este că nu aplică. Dar de ce nu aplică? Adică ei nu sunt bătuți pe umăr de superiori? Probabil că nu suficient. Probabil că nu suficient, pentru că altă explicație nu există. Pe de altă parte, uite, să vă dau un exemplu. A fost schimbată legislația de curând, iar polițistul local nu mai poate da amenzi de circulație. Până acum se putea. De ce? Să întrebăm pe reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, care au luat acest atribut de la nivelul poliției locale și l-au mutat exclusiv la poliția rutieră. Înainte, dacă un șofer parca pe un loc pe care nu ar fi trebuit să parcheze sau lăsa mașina aiurea sau polițistul local, venea și l-amenda. Că intra în atribuțiile lui. Inclusiv în atribuțiile sale. Ministerul Afacerilor Interne a schimbat legislația cu privire la amenzi și la atribuțiile polițiștilor. Polițiștii locali au rămas fără atribuții. Tot ce poate să facă este să vină să constate. Eventual să-i servească un avertisment. Nu ajută cu nimic. Dar Ministerul Afacerilor Interne n-a dat niciun comunicat? S-a discutat pe marginea acestui subiect. Din păcate, insuficient. S-a discutat în grupurile civice, s-a discutat un pic în blogosferă, s-a pus pe Facebook și rămânem... Dar un răspuns oficial, mă refer. Un răspuns oficial nu a oferit. S-a schimbat legislația. Asta e. Nu. Practic, cei care ar fi trebuit să reacționeze erau chiar polițiștii locali. Nu știu și, uite, nu sunt la curent dacă au un sindicat. Ei ar fi trebuit să fie primii care să facă scandal. Ei ar fi trebuit să fie primii care să conteste acest act care, practic, le diminuează din atribuții. Nici nu știu acum de ce mai sunt mii de polițiști locali. Pentru ce? Să facă ce? Nu știu, să amendeze stăpânii care nu pun în punguță excrementele animalelor de companie. Dar pe de altă parte, nici asta n-am văzut niciodată, trebuie să vă mărturisesc și mă doare sufletul când un cetățean iese la plimbare cu animalul de companie, dacă nu este cu bun simț și nu folosește punguța tradițională și a lăsat animalul să-și facă nevoile în mijlocul străzii. Eu personal nu am văzut până acum pe nimeni care se ducă să-l bată pe unul, nu te supăra. Ce am făcut? Sau un polițist local, care de aceea sunt mii de polițiști locali. Eu pe blog am mai avut niște materiale la adresa poliției locale, foarte, foarte mult personal. Acum, de când cu noile salarii în administrația publică locală,
au și niște salarii mult mai ok decât aveau până acum. Și cu pensiile probabil mulți s-au pensionat. Da, nu știu, nu cred că se aplică, da, nu cred că e. La nivel local nu cred că e același lucru ca la... Asta era o paranteză. Da, să mai relaxăm un pic atmosfera, da. Dar da, asta e problema, e neaplicarea legii. Și câteodată amenziile prea mari, iarăși eu cred că legile în România sunt făcute de așa natură tocmai ca să nu fie aplicate. Adică în notul interzis, într-un lac, spre exemplu, amendă între 1000 și 1500 de lei. Dumnezeule, dacă găsești un pui de om care... Toți am făcut baie în lacuri când eram copii, nu? Și găsești puiul de om că se joacă vara cu prietenii lui în parc, se aruncă în apă, îl găsești, îl scoți din apă, îi spui, hai la măta, hai la tactul, să dăm amendă 1500 de lei. Și el, săracul, stă într-un bordei. Nu o să plătească niciodată amenda aia. Dar dacă pui amendă între 10 și 50 de lei, cine știe, poate e o șansă. Și credeți că o să aibă... Nu știu, dai 10 lei, nu 1500. Da, așa e. Așa e. Doar că trebuie să împingă cineva de la spate. Și asta, și trebuie să existe niște oameni care să aplice legea, încă o dată. Nu există. Scrie peste tot. În notul interzis, așezatul pe iarbă interzis. În care interzis? Nu vezi niciun... Nu, și ok, și cine mi-interzice asta? Bunul meu simț? Că legea nu știu. Și totuși revenim la lege. Câți tineri s-au implicat? Am cititori foarte tineri. Am foarte mulți cititori care îmi trimit fotografii, care îmi sesizează lucruri, care îmi scriu. Blogul are un mail. Pe mail primesc aproape zilnic câte o fotografie, câte o sesizare, nemulțumiri, nu le public pe toate. Îmi cer scuze pe această cale cititorilor mei că nu am cum să public unele dintre imaginile și problemele pe care ei le au, pentru că nu sunt chiar de interes public. Și până la urmă, blogul nu rezolvă probleme individuale. Am încercat să nu să rezolv neapărat, dar să prezint probleme care implică totuși comunitatea sau mai mulți cetățeni. Citesc tineri, se implică, am comentarii inteligente, mai mult pe Facebook, mai puțin pe blog, ceea ce e un pic deranjant. Dar na, Facebook-ul e acum Facebook-ul este a patra putere în stat. Cred că toată presa din România și tot ce a însemnat la un moment dat a patra putere în stat acum se rezumă exclusiv la rețele de socializare. E trist că se întâmplă așa, dar cumva toți suntem acolo. Suntem pe Facebook, posturile de televiziune, ziarele, revistele, posturile de radio, dacă nu emiți pe Facebook, dacă nu ai live-uri pe Facebook, dacă nu ai pagina de Facebook, dacă nu existi pe Facebook, nu existi, da. Și ați încercat vreodată să prezentați legea propriu-zis, adică paragraful cu tare, alineat? Da, n-am făcut asta, nu cred că intră în atribuțiile mele și ar fi timp pierdut. Eu am un curs pe care îl țin la facultate, se numește Presă, Societate Civilă și Democrație. Este un curs pe care îl țin la anul al treilea, la Facultatea de Jurnalism. Și este un curs unde vorbim despre civism, despre implicare civică. Vorbesc cu studenții mei despre prevederile legii 544 și despre drepturile lor ca cetățeni. În afară de legea în sine, povestim mult despre implicare civică și despre ce ar trebui să facă și despre organizații neguvernamentale și despre stagii de voluntariat și despre toate lucrurile astea care sunt foarte importante pentru ei din punctul meu de vedere și pentru tineri în general. Ce am încercat să fac însă pe blog a fost să pun modelele mele de cereri. Adică să le explic oamenilor că nu este dificil să faci o cerere, să le arăt cum se face o cerere pe 544, să-i motivez să facă cereri pe 544, le-am pus modele de reclamații administrative în cazul în care nu primesc răspuns și le-am pus chiar și un model de plângere în instanță în cazul în care ajung la un astfel de conflict cu vreo instituție publică. Deci ce încerc să fac eu la mine pe blog este să fiu un model, da, e mult spus, dar încerc să le arăt, încerc să-i îndrum, numai că trebuie să facă ei. Dezbatere propriu-zisă cu cetățenii sau asta nu, și nu intră în atribuțiile mele până la urmă, pentru că chiar dacă nu pare și eu sunt la rândul meu un cetățean cu problemele mele, cu joburile mele, cu... Nu e ușor, doar că sunt out of the ordinary, cum îmi place mie să zic. Sunt dincolo de normalitatea cu care suntem obișnuiți. Au existat printre studenții dumneavoastră studenți care să ia inițiativă în astfel de cazuri? Da.
M-a bucurat enorm. Am avut studenți care au reușit să obțină informații pentru comunitățile din care făceau ei parte despre contracte de salubrizare cu administrația piețelor în sectorul 3 și în sectorul 5, mi-amintesc foarte bine acest caz, și despre valoarea contractelor. Am o studentă care a reușit să oprească montarea unui semafor. A făcut o plângere la administrația străzilor și a purtat o corespondență referitor la utilitarea montării acelui semafor într-o intersecție. De asemenea, am o studentă care, în baza unor cereri făcute, a reușit să pună la o intersecție destul de periculoasă o oglindă. Știți, genul acela de oglindă care oferă vizibilitate pe zonele, tot cu administrația străzilor a avut... Deci, da, am și le place ideea de a se implica. Pentru că, spre surprinderea mea, nu sunt familiarizat cu acest instrument. Până la urmă, legea 544 este un instrument. Din păcate, tinerii nu sunt familiarizați cu ea. Și atunci când află că pot face asta, ia uite, pot cere, pot solicita asta, pot să fac, pot să cer la ADP, la Administrația Domeniului Public, să vină să-mi pună o bancă în zona respectivă. Da, ce tare! Pot să sun la poliția locală că se mănâncă semințe în fața blocului și să vină poliția locală să ia să-i amendeze pe ăștia să mai mănânce semințe la mine. Da, pot să fac chestia asta. Da, ce tare, o să fac și eu. Și da, iar tinerii când se pornesc nu-i mai oprește. Asta e faza foarte tare. Că ei stau așa, sunt în lentoarea lor și în plictiseala lor și în n-am chef de asta, n-am chef de asta. Dar la un moment dat, când prind gustul, intră așa într-o roată mișto, nu-i mai oprește. Și ați spus că legea 544 e un instrument. Este, este un instrument. Se poate folosi și ca manipulare? Nu, e exclus. N-ai cum. Nu ai cum pentru că doar dacă intenția e de la bun început asta. Adică dacă tu, spre exemplu, tu ca ziarist, să zicem, ai scris un articol despre, nu știu, un președinte al unei agenții sau despre un primar și ai făcut un articol în care ai spus că omul are un anumit salariu. Dau un exemplu, pentru că salariul este public și până la urmă e firesc să știi cu cât este plătit un primar sau un viceprimar sau un președinte de agenție sau un ministru sau un secretar de stat. Și dacă tu ca ziarist, spre exemplu, ai scris că omul primește, nu știu, N sumă, ai trimis între timp o cerere pe 544 și răspunsul pe care tu l-ai primit de la acea instituție infirmă suma pe care tu ai spus-o inițial. Adică tu ai spus, pe exemplu, nu știu, are un salariu de 9.000 de lei, da? Să zicem primarul, da? Cam asta este marja, asta este salariul unui primar, undeva în jurul a 9.000 de lei în momentul de față. Dacă tu ai spus că el câștigă 9.000 de lei și îți vine o informație de la primărie în care spune, nu, domnule, n-are 9.000 de lei, uite, salariul este de 7.500 de lei. Deci, practic, informația corectă de la instituția publică infirmă informația pe care tu ai dat-o publicului tău inițial. Care este datoria ta ca ziarist? Să vii să rectifici. Să informezi corect publicul. Să informezi corect, să spui, băi, fraților, îmi pare rău, am greșit, salariul nu e de 9.000, de 7.500 de lei. În momentul în care tu nu faci această rectificare, sigur, manipulezi prin omisiune. Dar nu legea este cea care te determină să manipulezi. Nu, legea din contră. Legea te ajută să oferi informația corectă. Doar că depinde de fiecare dintre noi să dea informația așa cum a primit-o. Nu s-o învârtă după bunul plac. Și cum știm, din păcate, manipularea cel mai adesea se face prin omisiune. Adică, uite, instituția publică ți-a trimis 5 pagini la răspunsul tău și nu are decât 3. Sau instituția publică ți-a dat răspunsul în 10 zile și data, uite, scrie aici 12-a 12-a, și tu o iei, o pui în Photoshop și spui în loc de 12-a 12-a 22-a 12-a. Dar totuși, pentru ochiul format, se vede Photoshop. Ochiul format? Ochiul format care stă toată ziua pe Facebook? Trăim în epoca post-adevărului. Vorbim despre fake news zilele astea. Nu știu, ochiul format... Despre al cui ochi format vorbim? Da, după cum cred că știți și dumneavoastră, treaba cu justiția, cu legile, pentru majoritatea sunt niște noțiuni abstracte. Ca să zic din așa. Păcate, da, așa este. Practic asta a fost toată ideea discuției noastre de astăzi. Da. Faptul că nu cunoaștem legile țării în care trăim. Și asta este o mare problemă. Na, pe de altă parte, nici nu poți motiva oamenii să cunoască. Cred că trebuie schimbat mentalul tânăr, cred că trebuie sprijiniți tinerii, cred că trebuie să existe un curs de educație civică în școli.
Era pe vremuri, nu mai există acum. Cred că trebuie să schimbăm programa școlară tocmai pentru ca elevii, tinerii, să fie stimulați de mici să-și dorească să cunoască legile. Pentru că dacă nu faci asta, dacă un tânăr nu este educat de mic în spirit civic, n-ai cum ca om matur să-l determini, să-ți spună, dacă până la 40 de ani n-am avut nevoie să cunosc nicio lege, lasă-mă, Doamne, că n-am nevoie nici de acum încolo. Și atunci, cumva, responsabilitatea asta civică și cetățenească și faptul că se ne intre bine în cap odată, cred eu, că lucrurile care se întâmplă în jurul nostru se întâmplă și pentru că noi ne implicăm sau nu ne implicăm. Și atât pentru tineri cât și pentru cei mai în vârstă. Nu, mă gândesc că nu sunt nici foarte mulți oameni de vârsta a doua sau a treia care știu foarte bine legile. Printr-o concluzie, ce putem face să înțelegem? Nu să știm, să înțelegem ce scrie într-o lege. Nu cred că asta e un pic prea mult să-i cer unui om să înțeleagă, pentru că depinde foarte mult de educația pe care el o are. Putem să avem disponibilitatea de a pricepe atunci când ni se explică. Că de fapt despre asta este. Sunt foarte multe situații în care noi, spre exemplu tineri, încercăm să le explicăm anumite lucruri părinților noștri sau bunicilor noștri. Și ei nu mai au disponibilitatea de a ne înțelege, de a ne asculta prea multe idei preconcepute. Nu ne dorim, noi de fapt nu ne dorim să ne schimbăm. Și atunci când vine cineva și spune, uite, trebuie să faci chestia asta, e important pentru tine, n-am timp. Dar da, trebuie să faci asta, uite, trebuie să-ți faci timp pentru asta, nici eu n-am timp, dar uite, împreună putem fi mai buni. Să fă tu. Deci cumva este o chestiune, revin la ce am spus mai devreme. Nu e o chestiune de a înțelege, este o chestiune de a fi educat să-ți dorești să înțelegi și să-ți dorești să cunoști. Educația stă la baza a orice. A orice. Un om educat este un om implicat. Cred că asta poate fi o bună concluzie a întâlnirii noastre de astăzi. Educația este cea care ne face să ne implicăm și să ne dorim să schimbăm lucrurile și să punem lucrurile în mișcare și să creștem noi ca oameni, să ne împlinim. Deci să putem spune că printr-o educație bună o să avem și o țară mai bună. Cu siguranță, cu siguranță. Orice țară crește prin investiție în educație și sănătate. Astea sunt, din punctul meu de vedere, cele două sectoare primare în care un stat, care vrea să fie un stat sănătos, trebuie să investească. În educație, pentru a avea copii educați, oameni înțelepți, oameni cunoscători, oameni implicați, cetățeni activi, oameni care să-și dorească mai mult, să priceapă ceea ce le spui și niște oameni sănătoși. Sănătoși, cu un sistem de sănătate sănătos. Și nu numai. Și nu numai, firește. Doamna Alexandra, vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc tare mult că m-ați primit. Dragi telespectatori, încheiem aici ediția de astăzi. Vă așteptăm și data viitoare. Rămâneți pe LinkPress TV.